Programul Național Masă Sănătoasă, care ar fi trebuit să înceapă pe data de 1 ianuarie 2024, a fost aprobat abia în ședința de guvern de joi 11 ianuarie. Cele 11 școli din județul Hunedoara care au fost aprobate într-un astfel de program și anul trecut sunt incluse de drept în Programul Național Masă Sănătoasă pentru anul 2024. Vestea bună este că numărul școlilor beneficiare din județul nostru poate crește în acest an. Programul constă în acordarea zilnică cu titlu gratuit a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei per beneficiar. Sunt pentru județul nostru, din tot ce s-a transmis până acum, știu că unitățile care au fost în programul Masa Caldă vor face parte și din programul Masa Sănătoasă. Și noi am avut 11 unități în județul Hunedoara. Avem Urican, Ianinoasa, Petroșan, Petros Baru, Sfânta Maria Orlea, o școală gimnazială din Hunedoara, Călan, Ilia, școala HCC din Brad, o școală din Orăștie și Gioagiu. În acest an, un număr de 1000 de școli vor beneficia de programul Masă Sănătoasă față de 450 anul trecut. Selecția noilor unități de învățământ ce vor fi incluse în program se face de către inspectoratele școlare. Acum să vedem ordinul de ministru ce prevede cu privire la selecție. Oricum, scopul este acela de a sprijini pe copii, de a reduce abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii, de a încuraja participarea la școală.